Statuia Libertății este una dintre cele mai cunoscute monumente din lume. Oricine vizitează orașul New York o poate vedea, dar nu toată lumea știe că doamna Libertate are propriile ei secrete. Unul dintre ele este că s-ar putea să nu fie deloc o doamnă. Așadar, haideți să vedem împreună cele 9 secrete legate de Statuia Libertății pe care nici măcar americanii nu le știu. 9. Statuia Libertății a fost odată împărțită în bucăți. Este foarte greu de imaginat, însă statuia a ajuns în New York din Franța pe data de 19 iunie 1885 sub forma a 300 de bucăți de cupru. Încărcătura prețioasă a fost transportată în 214 containere pe nava franceză Isère. Totuși, renumitul braț care ține în mână o flacără nu a făcut parte din acel transport. Brațul a fost depozitat în parcul Madison din New York timp de 6 ani pentru a ajuta la strângerea de fonduri pentru construirea piedestalului. Atunci când nava care transporta statuia a ajuns la destinație, 200.000 de persoane au venit să întâmpine statuia. Ceremonia oficială de inaugurare s-a ținut pe 28 octombrie 1886, în timpul conducerii președintelui Cleveland. 8. A fost unul dintre primele monumente finanțate de public. La început, sculptorul francez Frédéric Auguste Bartholdi a strâns fondurile în țara sa pentru a construi statuia, însă aceasta nu a fost sponsorizată de administrația locală. Atunci când a fost terminată, sculptorul a oferit-o drept cadou Statelor Unite Americane, dar cu o singură condiție, să construiască un piedestal pentru ea. Guvernului federal de la acea vreme nu i-a plăcut ideea, astfel, situația a fost neclară pentru câțiva ani. Apoi jurnalistul magnat Joseph Pulitzer a intrat în scenă. Practic, el a început una dintre primele campanii de strângere de fonduri publice din istorie, promițând că numele fiecărui contribuabil va apărea în ziar sau atunci când se va publica despre Statuia Libertății. Chiar dacă 80% din fonduri au fost donații mici din partea oamenilor din clasa de mijloc, Pulitzer a reușit să colecteze suma necesară de la peste 120.000 de donatori publici. Apropo, sonetul frumos Noul Colos, care încă poate fi găsit pe o placă de bronz în interiorul statuii, a fost folosit de asemenea pentru strângerea de fonduri inițiată de Pulitzer. 7. Statuia Libertății nu a fost întotdeauna verde. Statuia Libertății este realizată din cupru, deci inițial a avut aproximativ aceeași culoare cu moneda de un ban din prezent. Potrivit societății istorice din New York, statuia a devenit complet verde datorită oxidării în anul 1920, iar la un moment dat în istorie, aceasta a fost jumătate maro și jumătate verde. Culoarea curentă a supraviețuit procesului de restaurare la care a fost supusă statuia, iar experții spun că stratul de cupru oxidat numit patina nu va dispărea niciodată. 6. Obișnuia să fie folosită ca far. Statuia trebuia inițial să servească drept far maritim pentru navele care navigau către portul din New York, iar la 2 ani după ce a sosit în America a fost folosită ca atare. Timp de 16 ani, lampa statuii a fost folosită drept far, însă din păcate nu a fost suficient de luminos. Rămânând fără idei, Bartholdi s-a oferit să acopere întreaga statuie cu aur pentru a o face mai luminoasă. Congresul însă a spus nu acelei idei, deoarece acoperirea statuii cu aur ar fi costat enorm. 5. Este vorba doar despre numărul 7. Este ușor de observat că statuia are 7 țepi pe coroana sa. Asta simbolizează libertatea universală pe cele 7 oceane și continente. Cea mai puțin evidentă referință la numărul 7 este numărul ferestrelor de pe coroana sa, care sunt 25. Acest lucru poate că nu este evident pentru toată lumea, însă dacă adun cele două cifre, rezultatul este numărul 7. Mai sunt și 16 frunze în jurul torței, iar monumentul în sine are o înălțime de 151 de picioare, unitate de măsură folosită în state. Suma acestor cifre este de asemenea 7. Cu siguranță acest număr a însemnat foarte mult pentru creatorii statuii. 4. Construcția care susține statuia a fost proiectată de către Gustave Eiffel. Piedestalul Statuii Libertății a fost construit pe vechiul sistem de apărare portoară din timpul războiului din 1812 dintre SUA și Regatul Unit, numit și Fort Wood. Inginerul faimos Alexander Gustav Eiffel, omul care a realizat turnul Eiffel, a ajutat la proiectarea cadrului intern din oțel pe care a fost montat statuia și care îi dă acesteia stabilitate și rezistență în fața condițiilor meteorologice extreme.
este suficient de puternică pentru a rezista în fața a peste 600 de tunete pe an care o lovesc direct. Atunci când vântul este puternic, statuia se poate balansa până la 7 cm, iar torța ei aproximativ 12. Sunt 354 de trepte până la coroana Doamnei Libertate, care este deschisă vizitelor, însă intrarea în torță este interzisă. Vorbind despre vizitarea statuii, tu ai fost vreodată acolo? Căci eu nu, dar plănuiesc să urc toate cele 300 de trepte până la ferestre și să admir priveliștea uimitoare asupra orașului New York de la acea înălțime. 3. Poate avea legături masonice. Există o teorie populară care susține că statuia Libertății trebuia inițial să fie îmbrăcată ca o țărancă din Arabia și să fie amplasată la deschiderea sudică a canalului Suez din Egipt. Conducătorul Egiptului din acea vreme nu și-a putut permite statuia, iar drept urmare, Bartholdi a reproiectat-o oferindu-i o rochie diferită și un nume nou, iar apoi a trimis-o drept cadou oamenilor din America pentru a celebra aniversarea Revoluției Americane. Deci, poate că vă întrebați, ce legătură are asta cu masoneria? Ei bine, Bartholdi în sine era un francmason cunoscut. El a reprezentat Marele Orient al Franței, cea mai mare dintre multele organizații masonice din Franța, de aici și interesul său pentru Egipt. Se presupune că ar fi vrut să pună statuia acolo pentru a simboliza Orientul care arată calea. Torța pe care o ține în mână Doamna Libertate este un simbol cultural masonic important care reprezintă torța iluminării sau flacăra aprinsă a rațiunii. Masonii au luat de asemenea parte la ceremonia de așezare a pietrei de temelie în anul 1884, iar marele maestru mason William A. Brody a prezentat-o personal membrilor Marii Loje de francmasoni. 2. Chipul statuii Libertății ar putea fi al unui bărbat. Când te gândești la statuia Libertății, o vezi ca pe o ea, nu-i așa? Mulți oameni cred că este o reprezentare a zeiței romane a Libertății, Libertas. Teoria cea mai acceptată este că Bartholdi a modelat fața statuii după trăsăturile mamei sale. După ce a studiat fotografiile cu familia lui Bartholdi, jurnalista Elizabeth Mitchell a susținut că sculptorul a folosit de fapt trăsăturile feței fratelui său, Jean-Charles Bartholdi, pentru a sculpta fața statuii. Ea a observat că trăsăturile statuii sunt diferite față de trăsăturile mamei sale și a declarat că statuia are o formă diferită a sprâncenelor, a nasului și a buzelor, care sunt mai subțiri, iar gura este mult mai mică. Apoi, jurnalista a subliniat asemănarea izbitoare dintre fratele sculptorului în tinerețe și statuie. Datorită faptului că era bolnav mental, Jean-Charles a petrecut foarte mulți ani în spital, iar Frederic a petrecut sute de ore în vizită la el. Acest lucru l-ar fi putut ajuta foarte mult să portretizeze fața fratelui său în cele mai mici detalii. O altă teorie a fost prezentată de scriitoarea franceză Natalie Salmon, care susține că fața statuii a fost modelată după ruda sa Sarah Salmon. Potrivit acesteia, Bartholdi a găsit trăsăturile feței sale deosebit de frumoase. Chiar dacă a imigrat în Statele Unite, Sarah, alături de soțul ei, l-au vizitat pe sculptor atunci când s-au întors pentru foarte scurt timp în Paris în anul 1875. Bartholdi ar fi putut să profite de această ocazie ca să facă o schiță după chipul ei, pe care să o folosească mai târziu drept model pentru fața statuii Libertății. 1. Există mai multe statui ale Libertății. Aici nu ne referim la suvenirele din plastic ale statuii Libertății sau la replica acesteia de pe bulevardul Las Vegas. Poți vedea o versiune mai mică a statuii Libertății, care a fost modelul original după care a fost creată sora sa cea mare, la grădina Luxemburg din Paris. Aceasta se află acolo încă din anul 1906, după ce Bartholdi a dăruit-o muzeului din Luxemburg pentru a fi prezentată în cadrul expoziției universale pentru următorii ani. O altă versiune a monumentului legendar a fost ridicată pe o insulă a fluviului Sena pentru a celebra cea de-a 100-a aniversare a Revoluției franceze din anul 1889. Mai există de asemenea o copie a torței statuii Libertății în mărime naturală la podul de l'Alma din Paris. Oamenii din întreaga lume au participat la strângerea de fonduri pentru construirea acesteia ca simbol al prieteniei franco-americane. Torța a fost amplasată în apropierea turnului Eiffel în cadrul ceremoniei de aniversare a 100 de ani de la ridicarea statuii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet.
Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!